Andrei de 16 ani și Alexis Strată de 11 ani și jumătate sunt cei mai simpatici frați din tenisul de masă, frați în acte, că în realitate nu seamănă deloc. Da, suntem frați în pofida faptului că nu semănăm. Eu am 1,80, el are 1,20. Cei doi dezvăluie că înainte să se apuce de tenis de masă au avut o altă dragoste, fotbalul. Eu m-am apucat la vârsta de 7 ani din dorința de a face un sport. Eu voiam să fac fotbal, doar că nu aveam unde să fac fotbal și lângă mine era o sală de tenis de masă. Și m-am dus într-o seară acolo și am rugat pe tatăl meu să mă înscrie, iar el din prima a spus că da, mă înscrie. Și așa a început povestea mea în acest sport. Eu m-am apucat de tenis datorită fratelui meu care mergea la sală și mergeam și eu cu el. Ca orice frați, și cei doi băieți mai au momentele lor tensionate pe care le depășesc repede. Ne-am mai bătut noi, dar nu foarte rău, adică înțelegea când mă puneam pe el să plece, pleca el de bunăvoie și nesilit de nimeni. Cei doi au uitat șirul prostioarelor pe care le-au făcut de-a lungul copilăriei. Lui Andrei a rămas totuși una în minte. Eram la țară odată și dormeam, iar fratele meu și cuvărul meu au luat un bidon de apă și mi l-au turnat în cap. A trebuit să încasăm ceva. Pentru că este cel mai mic din familie, Alex s-a trezit și cu o poreclă. Toată lumea îl strigă bebe, de la părinți la colegii de antrenament și antrenori. Toți colegii îmi spun bebe. Bebe, că ești mic? Pentru că așa m-a poreclit fratele meu de când era mic. Când aud Alex, întreb cine e Alex. Eu de bebe știu. Bebe, 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 bebe. Numai așa strigăm toți. Toți membrii familiei strigăm bebe. Elevi în clasa a noua, respectiv a cincea, cei doi băieți fac școala online, iar acasă tatăl nu-i scapă din ochi. Poziția tatălui meu de acasă are un duș și un întors. E bine pe de o parte că vine cu noi la antrenamente, ne duce peste tot, dar pe de altă parte stă pe capul nostru cam mult și ne pune să citim, să învățăm, dar asta e un lucru bun pentru noi pe viitor. Atunci când nu sunt la cursuri, băieții sunt la antrenamente. De 2 ori pe zi, câte 2 ore și jumătate sunt la sală. Chiar dacă are doar 11 ani și jumătate, Bebe și-a pus ținte mare în sportul pe care îl practică de aproape 6 ani.